În perioada 2014-2016, următorul nostru invitat a fost ajutat de o țară întreagă după ce a fost diagnosticat cu o maladie rară la creier. Atunci, Gheorghe, la doar 28 de ani, a trecut cu succes peste două intervenții complicate și destul de costisitoare. Acum s-a apucat de cântat și în câteva momente o să vin aici, în platoul nostru, cu o premieră. Istoria lui e demnă de scenariul unui film. Este originar din satul Costești, raionul Ialoveni, iar la 26 de ani, Gheorghe Borta a fost diagnosticat cu o tumoare rară pe creier. A trecut cu brio peste această provocare a vieții, fiind ajutat de oamenii care au donat pentru tratamentul său de 1000 de euro. Acum, peste câțiva ani de reabilitare, tânărul muncește în Anglia și a decis să-și urmeze visul, cel de a cânta. A avut cea mai bună profesoară de muzică, Dana Marchitan, și după multe ore petrecute în studioul muzical, acesta vine în fața publicului cu o piesă semnată de Radu Duminică, cu nume nou pe scena showbizului autohton, Gheorghe Borta alias Stag. Să vedeți cum a intrat el în plată. Uite așa deodată, cu salut! Ne rog! Salut. Hai să te îmbrățișez! Bravo pentru că ești aici în viață, ai vrut să trăiești. Povestește-ne, cum a fost perioada în care tu nu știai care va fi durata vieții tale. Îmi dau seama că este o perioadă foarte stresantă pentru sufletul unui om. Da, este adevărat, este o perioadă foarte stresantă, dar cu ajutorul oamenilor, mulțumesc foarte mult la cei care m-au ajutat, care m-au donat pentru mine. Suma a fost una destul de mare. Da, a fost o sumă de 12.000 euro. De banii aceștia ai suferit două operații. Da, una în Republica Moldova în 2014 a fost la Krulenko, o operație deschisă, dar a doua a fost în Turcia. Operație pe creier? Sau? Da, pe creier a doua a fost, pentru că era foarte adânc deja și nu putea să-mi fac aici în Republica Moldova altă operație. Această operație. Cât timp ai fost în inconștiență, pentru că durează, sau te-ai trezit destul de repede din operație? M-am trezit foarte repede din operație, adică nu a durat foarte mult. Câteva, hai să spunem, 6 ore. Așa. După. Ce ai făcut ultimul lucru înainte de a primi leacul care te-a dus în lumea cea în care este bine și cald? În momentul în care ți s-a pus anestezia, care a fost rugăciunea sau ce cuvinte ți-ai spus tu ție? Doamne, ajută-mă, și eram cu ochii în lacrimi. Nu puteam să fiu, adică, să mă bucur de viața atunci, știind că merg. Că cine știe ce va fi, pentru că operațiile pe creier sunt destul de riscante. Tu ai mers la asta pentru că ai vrut, iată, să ajungi pe canapea și să vorbești despre muzică. Da. Tu de când ai vrut să cânti? De foarte mult timp, adică de când eram copii, el făceam ore de cant cu Dana Marchitan, cu mai mulți profesori care m-au ghidat, dar tot lăsam în spate, eram pe planul 2. Acum am hotărât să fiu prin plan, da, să ies pentru în fața oamenilor. Ți-ai dat seama, băi, viața asta e foarte scurtă. Dacă nu faci ceea ce îți place în viața asta, de ce ai mai venit pe pământ? Corect. Și tu trebuie să faci muzică. Și astăzi vii cu o premieră la noi, cu o melodie. Da. E o melodie așa diferită decât ce se ascultă prin Moldova. Da. Este o colaborare cu Radu Duminică. Piesa se numește Aziz. Și încet, încet facem și alte piese împreună. Și tu ai un nume de scenă. Da. Ia, să-ți dau tag? Da. Este numele de scenă Tag. De ce ai ales Tag? Pentru că provine din nume și prenumele meu. Așa. Și sunt selectate câteva litere din nume și din prenume. Așa. Nu ne va fi foarte simplu să-i dăm un tag pe Facebook sau pe Instagram. Intrați pe profilurile lui să-i aflați poate multe din momentele pe care le-a trăit și poate să vă ofere vouă sfaturi celor care poate, din păcate, sunt într-o perioadă mai dificilă. Pentru că tu știi ce înseamnă să redobindești dreptul de a trăi.
Da, corect. Și să nu pierdem nicio clipă, pentru că timpul este foarte prețios. Ești pregătit să ne cânți? Da. Hai, uite așa, uite, aici este spațiul în care cântă artiștii, acolo sunt camerele, îți aparțin. Bine ai venit în showbiz. Tag, mulțumesc. Pentru voi. Nu mă căuta pe unde nu se vede umbra a mea. Așa-mi spuneai când prea puțină dragoste în inima ta intra. De când visele mele nu corespund cu noaptea, de când pedeapsă pentru mine a devenit tăcerea ta. Privirile se ceartă de fiecare dată când se văd. A zis că nu-i dat așa oricui să-i iubească. A zis că nu-i dat așa oricui să greșească. A zis că nu-i dat așa oricui să-i iubească. Așa oricui să greșească. Iartă-mă pentru întunericul creat din ceartă, dar dacă mai închide ochii, n-ai mai fi plecată. De mine se destramă coață stâmpelamă, albastru de la tine, obrajii te exclamă. Nu spune că sunt vinovat, dar de ce sunt eu prostul care a plecat? Privirile se ceartă de fiecare dată când se văd. A zis că nu-i dat așa oricui să iubească. A zis că nu-i dat așa oricui să greșească. A zis că nu-i dat așa oricui să iubească. A zis că nu-i dat așa oricui să greșească. A zis că nu-i dat așa oricui să iubească. A zis că nu-i dat așa oricui să greșească.